să nu mai avem chestia asta și noi asta încercăm, să avem un web, un web și zona asta, da, n-am cum să mă abțin, trebuie să zic. Noi încercăm să venim cu chestia asta, să nu mai mergem pe web-ul ăsta emotiv. Ok, îmi dă cineva un like. Dar cum ar fi dacă mi-ar da cineva un like și mi-ar ceda din wallet-ul lui un megabyte din memoria lui? Oare s-ar mai da așa? Bună, bună tuturor! Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Criptopractic pe înțelesul tuturor. Bună, Bogdan! Bună, Alexandru! Bună! Salutare! Bună! De săptămâna trecută am început seria întâlnirilor cu oameni din industrie, cu investitori, cu trainer, cu arhitecți de proiecte inovatoare, cu educatori în domeniu. Și așa cum v-am promis, prezentăm azi un proiect românesc despre care se spune că este mai eficient și mai sigur pentru utilizatori, Sourceless se numește, și l-avem alături de noi invitat pe Alexandru Stratulat, arhitectul din spatele proiectului, proiect care deja impactează multe zone din întreaga lume. Alex, bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit și pe voi și urmăritorii canalului. Și chiar mă bucur să putem purta niște discuții puțin mai altfel decât ceea ce am avut până acum. Mulțumim frumos pentru că ai acceptat invitația noastră și pentru prezența ta, cumva printre multiplele apariții pe care le-ai avut în ultimul timp. Pe canalul nostru de YouTube, ce facem noi este să prezentăm către publicul nostru tot ce ține de zona de blockchain, de zona de Bitcoin, cripto și viitorul și tehnologia banilor, foarte structurat, foarte pe înțelesul tuturor, pentru că ne dorim să ajungă la cât mai multe persoane, contextul care se creează în jurul nostru, tehnologia care ne ajută din ce în ce mai mult, în mai multe domenii, inclusiv financiar. Și, Bogdan, cred că ar fi bine să începem un pic discuția noastră cu un cadru general, pornind alături de Alex în această călătorie despre blockchain. Alexandru, te salut și eu. Suntem bucuroși că ai răspuns invitației și ți-ai făcut timp, mai ales că acum, când înregistrăm, este duminică seara. Tu lucrezi la proiectul tău cu care îți propui să schimbi lumea în bine. Noi lucrăm pentru a informa oamenii despre ceea ce credem noi că urmează și să schimbe în profunzime toate domeniile vieții. Cel puțin așa suntem noi convinși că urmează să se întâmple. Am vrea să știm și părerea ta și uite, o primă întrebare. Crezi că există posibilitatea unui viitor fără criptomonede sau fără blockchain? Încă o dată salut. Acum, na, ne salutăm și în parte și aș vrea să fac o, înainte de a răspunde la întrebare, cred eu că este foarte important un punct de vedere pe care îl am și l-am avut de la început. Da, și este ceea ce încercăm și noi, cred că și voi, să ducem zona asta de tehnologie nouă care de multe ori pare ceva SF, imposibil, stai că e vorba doar de criptomonede și așa mai departe. Și lucrul ăsta nu-l putem face, indiferent cât de bine aș face eu personal lucrurile sau proiectul l-ar face de bine, n-am putea să-l facem fără ajutorul vostru. Celor care trebuie să explice oamenilor, mai pe înțelesul lor, mie ceea ce e drept, mie este foarte dificil, dar cred că aici cu toții trebuie să contribuim și inclusiv oamenii, nu numai prin do your research-ul ăla, bag un leu să scot doi. Cred că e foarte important să se înțeleagă în profunzime și pentru asta chiar vă mulțumesc și vouă că efectiv contribuiți inclusiv la Sourceless. Chiar dacă mergem pe zona de educație, chiar dacă vor fi foarte multe proiecte, nu sunt și nu am fost niciodată adeptul teoriilor în care proiectul meu este cel mai bun, eu schimb lumea. Nu am cum să fac lucrul ăsta, niciodată n-aș putea să-l fac singur. Și inclusiv un proiect
le-am spus tuturor, da, eu am început niște lucruri și cu o viziune de-a mea, până în momentul de față aplicată cu succes. Piedici sunt o grămadă, dar nu este proiectul meu, ci este un proiect de comunitate, este un proiect care prinde viață doar împreună cu oamenii. De aceea am vrut să fac și încerc să o fac de fiecare dată la modul cât pot eu de sincer să spun că sourceless și inclusiv tehnologia blockchain nu o să aibă niciodată succes decât dacă oamenii vor vrea să învețe și vor vrea să meargă mai departe pe drumul ăsta pe care încercăm, să zic așa, să-l pietruim. Cam okay. Asta am avut ca o părere personală. Iar răspunsul la întrebare o să ți-l ofer sau poftim, poate vrei să mă întrebi altfel lucrurile. Scuză-mă dacă sunt de obicei mai volubil. Deci, vis-a-vis de tehnologia blockchain, vis-a-vis de criptomonede, vis-a-vis de viitor, păi sincer, e o întrebare pe care tot am primit-o. La modul, ok, dar e foarte simplu de răspuns. Nici măcar nu este un răspuns pe care ar trebui să-l dau eu, ci un răspuns care vine de la sine. De ce n-am rămas la Web 1? Bună întrebare. Bună întrebare. Deci, automat am trecut la Web 2. Automat, tehnologia blockchain aplicată, vorbim de Web 3. Deci, de fapt, nu este o întrebare, e retorică, mă rog. Dar răspunsul l-avem deja. Progresul în sine. E o evoluție normală. Ok. Și atunci, următoarea întrebare, pentru că toată lumea, când, mai ales la început, când se gândește la blockchain, aude de blockchain, de criptomonede, și de unde a plecat sau de unde cred majoritatea oamenilor că a plecat totul, de la Bitcoin. O întrebare, da, pe care noi, poate tu n-ai mai auzit-o ultimele luni, poate, dar noi auzim săptămânal, cel puțin, poate mai des de atât. Are Bitcoin valoare? De ce crezi tu că are Bitcoin valoare? Și dacă este sigur? Bun. Chiar săptămâna asta în curs, de fapt, acum 2 zile, am primit și eu la rândul meu, primă și eu, diverse întrebări, mai ales de la cunoscuți, care se așteaptă să le răspund eu cumva ca un oracol. Un gen de, zi și mie, numele la 6, da, 6 din 49, Alex le știe. Nu e așa. Bitcoin nu are valoare atât timp cât oamenii o dau. Vorbind de Bitcoin în ziua de astăzi, eu am, să zic așa, 2 răspunsuri și nu evit, dar sunt 2 răspunsuri reale. Unul este cel în care Bitcoin are și va avea valoare atât timp cât oamenii cumpără. Oamenii cumpără mai puțin sau ca și cantități, ca și volum de tranzacții, oamenii cumpără mai puțin, deținătorii banilor, deținătorii zerourilor cumpără mai mult. Deci clar, viitorul Bitcoinului este asigurat. De ce? Se cumpără, nu este o teorie a conspirației, este pura realitate. Cât timp vin cele mai mari fonduri de investiții și pompează bani, oamenii înțeleg cifrele la un alt mod decât noi, oamenii de rând, le înțelegem. Și atâta timp cât ei continuă să cumpără, valoarea este safe. Nu este, chiar dacă poate să pice, poate să, nu sunt nici adeptul, nu e un sfat financiar. Hai să fim serioși, că dacă n-ar fi un sfat financiar, foarte mulți analiști nu l-ar da. Faptul că vor să se acopere printr-un disclaimer. Bitcoin este o valoare sigură la momentul ăsta din piață. Părerea mea este datorită implicării atâtor entități financiare în achiziția și, să zic așa, investiția în Bitcoin. Este de fapt o unealtă prin care ei să-și asigure ceea ce au cea mai mare nevoie și anume banii. Deci eu asta o văd, e foarte simplu. Cât timp fondurile mari de investiție încă cumpără Bitcoin și la momentul ăsta, e clar că Bitcoin nu are un viitor.
Și dacă stăm să ne și uităm la mișcările la modul generalizat, repet, nu ca și nivel de investiție și la ce se întâmplă în lume, inclusiv de la adopția El Salvadorului, a Bitcoinului ca și monedă de prezervare, să zic așa, a valorii și multe alte exemple, Bitcoinul are un viitor. Iar cel de-al doilea răspuns pe care eu l-aș avea, răspuns, poate nu e atât de relevant, dar e foarte important de înțeles. Bitcoinul este, una dintre întrebări, este cea în care, băi, da, Bitcoinul e real? E real ca și o adresă de e-mail, ca și o pagină de Facebook? Este real doar că în lumea digitală. Conține o informație, informația respectivă dă unicitatea valorii și o certifică. Deci da, este din toate, toate punctele de vedere, este o valută digitală prima de natura ei. Dacă mă întrebați pe mine, lucrurile în schimb n-au început nici cu Bitcoin, istoria este mult mai veche, probabil cine ar fi curios ar vedea că pleacă de la e-money, e-gold, e-cash și așa mai departe, Bitcoinul doar a făcut lucrurile puțin mai bune. În schimb, dacă am luat astăzi, în ziua de astăzi, și am scrie astăzi cu toată experiența, cu toate cripto, cu toate blockchain-urile din piață, dacă noi astăzi am creat un Bitcoin, sau Bitcoinul ca și rețea ar fi egal cu zero. Din punct de vedere al randamentului și al tot ceea ce înseamnă Bitcoin, nu știu, viteze, taxe, etc., taxele nu sunt foarte mari. Dar cine ar sta în ziua de astăzi după un token sau o cripto, cum vrem să o numim, că de fapt tot acolo se reduc, cine ar sta jumătate de oră să-i se confirme o tranzacție? Să fim serioși, că ai zice, băi, ce e asta? Deci Bitcoinul acum are valoare doar prin prisma celor care i-au consolidat-o. Și de asta Bitcoinul, da, este posibil să ajungă și la sume astronomice, dar asta este posibil doar în momentul în care interesele celor care au sume substanțiale va fi cel de a, știu, lăsa piața la liber, să zic așa, că și în ziua de astăzi se vede ceea ce se întâmplă și lăsăm la o parte rata de inflație a Statelor Unite, pe care cel puțin în ultima săptămână mi-au anunțat-o cel puțin 10 apropiați. Vezi 15-16 că se întâmplă. Știu, dar să nu uităm niște lucruri. Bitcoin cumva nu este, să zic așa, oficial, dar automat în ziua de astăzi am ajuns să raportăm dolarul la Bitcoin? Nu ar trebui să ne punem niște întrebări? La modul realist. Nu, repet, nu cât va fi, că nu sunt, chiar nu sunt mama omida, dar hai să ne uităm puțin realist ce se întâmplă. Faptul că apare din ce în ce mai mult în viețile noastre, faptul că, nu, e cumva lângă noi. Devin omniprezent. Uh-huh. Toată lumea se raportează per BTC, până și dolarul american se raportează la Bitcoin, sincer. Cred că răspunsurile sunt undeva la liber, doar trebuie să ne uităm după ele, să avem puțin bun simț când le citim, adică să nu cădem în zone. Deci cam asta e părerea. Da, eu cred că are o valoare, eu cred că are o valoare și va crește și în valoare, se va stabiliza pe undeva, dar eu cred că valoarea lui va fi enormă în viitor. Nu pot, nu spun, nu consider, nu sunt adeptul într-un an, nu știu ce sumă, pentru că nu avem de unde să știm. Nu se comportă ca orice instrument financiar de genul acțiune, etc., sau nu mai respectă nici măcar criteriile cripto. Deci Bitcoin nu este altceva. Altceva, da. Putem să luăm orice, dar dacă scoatem Bitcoinul din ecuație, o să vedem că, de fapt, cam tot ce se dictează, inclusiv sisteme mult mai performante. Dăm exemplu Ethereum. Pe Ethereum pare acum un copil cu probleme, adică pe bune. N-are nicio șansă de se duce după Bitcoin fără nicio... Nu are puterea să facă nimic. Deci de aceea există Bitcoin și altcoin-uri. Așa este. Așa este și da, dar aici
nu vorbim ca și informație, ca și capacități, ca și nivel de, să zic așa, excelență în tehnologie. Nu astăzi. Când a apărut, a fost. Alex, am citit o carte care o recomand tuturor care vor să înceapă măcar să se informeze despre domeniu. Și este vorba de standardul Bitcoin. Acolo explică destul de clar și pe înțelesul tuturor și despre Bitcoin și cum a apărut și de ce. De ce ar fi nevoie de o astfel de soluție. Însă mi-a atras ceva atenția și citez. Autorul este sceptic în utilitatea și dezvoltarea tuturor altcoinurilor și chiar scrie în ultima pagină, ar fi inutil să numim tehnologia blockchain o inovație tehnologică în sine aplicabilă în diverse domenii. Ce crezi că vrea să spună? Bun. Dacă aplicăm, acum e... N-am fost și nu vreau niciodată să fiu contra părerii cuiva, pentru că atunci ar însemna să eu să plec greșit. Adică nu sunt împotriva nici măcar în ceea ce facem noi, nu sunt împotriva altora. Din contră, consider că există undeva un punct comun. Ca nimeni nu deține adevărul absolut. 100%. Întotdeauna există cineva și nu-mi doresc să fiu, în ghilimele de rigoare acum, nu-mi doresc să fiu cel mai deștept. Măi, eu sunt cel mai. Nu, din contră. Îmi doresc să am în jurul meu oameni care să-mi zică, Alex, ești prost, poftim soluția mai bună. Dar atunci, de fapt, ai câștigat real și nu o spun ca pe un text, știu eu, citit. Chiar cred în lucrul ăsta și chiar le cer oamenilor din echipă. Băi, ok, veniți și dați-mi, dar veniți argumentat. Bun simț, logică și argumente. Atât le cer tuturor. Și atunci, spălăria, eu sunt primul care va face mișcări în sensul îndeplinirii ceea ce mi s-a propus. Și aici revin la întrebare. Dacă autorul se raportează la Bitcoin, sunt de acord cu el. Blockchain-ul Bitcoin. Okay. Deci aici sunt de acord cu el. Aici e o mare diferență și ce spusesem și în răspunsul anterior. Dacă vorbim de Bitcoin ca și tehnologie, foarte greu aplicabilă. Să ne uităm acum că se dezvoltă foarte mult în spate, au fost valori enorme și totuși rata de dezvoltare și ceea ce s-a reușit, să zic așa, împreună cu Bitcoin sau pe blockchain Bitcoin, nu prea sunt rezultate fantastice. Deci din punctul de vedere al titlului cărții, o și știu, am și citit-o, dar nu sunt de acord cu foarte multe lucruri din carte, unde vine vorba de părerea autorului. Pentru că ne uităm acum aplicații, vin și dau niște exemple, nevrând să-mi fac reclamă, dar automat sunt lucrurile pe care le-am făcut și la noi. Adică nu o spun doar pentru că surzles, ci o spun pentru că chiar cred în ea. Și aici este un lucru foarte important de menționat și anume blockchain-ul. Blockchain-ul nu de sine stătător. Blockchain-ul ca și tehnologie împreună cu distributed ledger tehnologic care de fapt undeva au un foarte mare punct comun între blockchain și DLT, că nu s-ar putea unul fără celălalt, da? Și vorbim de o aplicativitate direct. Te rog. Cum ai explica o simplu... La modul foarte, foarte simplu. Nivelul de încriptare, inclusiv a tranzacțiilor bancare, este de, nu zic de cel puțin dublu, dar este mult mai mare fără tehnologie, fără servere, fără Windows, fără nimic în cazul blockchain-ului decât în cazul sistemelor financiare și tranzacționării din ziua de astăzi. Pot să mai răspund printr-un alt, acum un exemplu. Știți care este cel mai utilizat? Asta e o întrebare inclusiv pe care vă spun și vouă pentru prima oară. Și am întrebat mai multe persoane și nu prea am primit răspunsul.
Știți care este cel mai utilizat blockchain la momentul ăsta, inclusiv, și aici na, sunt niște semne, de instituție, etc.? Este ce o întrebare. M-aș hazarda să spun ori Bitcoin, ori Ethereum? Nu. Ceva de care nu l-auzim de zi cu zi, dar vă spun eu că nu este un lucru. Eu l-am studiat că am avut nevoie să înțeleg tot. În fiecare zi utilizăm cardul, îl utilizăm. Sigur. Facem diferite plăți, etc. Mai ales dacă plecăm într-o vacanță, na, e și vară, da? Folosim Swift. Swift, GPI, este blockchain-ul utilizat zi de zi în a efectua tranzacții și inclusiv pe zona de și cu date din spate, ISO 20022. Nu este atât m-am abținut cu greu să nu te întrerup, să te las să termin. Deci spui că toate plățile Swift sunt făcute de fapt pe o tehnologie blockchain? Swift Organization, la o simplă căutare pe Google, se va vedea pe ce rulează. Nu o spun eu nu spun lucruri eu. Și citesc din cea informația pe care am văzut-o. Excelent. Swift și se numește Swift, organizația care se ocupă de atâta timp și până acum câțiva ani de zile, când făceam un wire transfer, dau un exemplu, Statele Unite, România, cineva deja caută, Swift, spațiu, GPI. Bun. Până acum câțiva ani, transmiteau prin fax, prin tot felul de sisteme, câte o hârtie dintre așa, acum o mișcă prin blockchain. E foarte important acest aspect, pentru că se vehiculează foarte mult că blockchain nici măcar nu e tehnologie, că blockchain nici măcar nu există aiurea, ce se vorbește este o nebunie curată. Vreau să punctăm foarte bine aspectul ăsta. A apărut recent un articol cum că nu știu cine din Pentagon a studiat blockchain și nu e o tehnologie, deci domnule. Deci cea mai tare chestie este că am primit și eu o să mă uit, după ce termin, chiar am întrebarea asta pusă de Eduard, cel de la CEO de la Commodity, că mi-a trimis-o Alex, zice, Alex, uite, eu am, uite ce am găsit, Pentagonul cu NSA-ul și nu știu cine, uite ce zice, că e nesigur. Răspunsul meu a fost, mă rog, un emoticon, că n-a le folosim, am râs și am spus scroll up, adică la următoarea știre. Să fim serioși. Dacă era așa, oare până astăzi rămânea o știre de genul ăsta nespusă? Wow! Absolut. Bine, într-o altă carte am aflat, dar trebuie doar să diseminăm informația că Revoluția Blockchain este tradusă și asta în română. O știu, în chiar română. Îmi place. Da, băncile din 2015 studiază fenomenul și tehnologia aceasta. În 2019, să nu mă înșel, 2019, în jurul la plus minus un an, Banca Mondială, ce a spus? Lucrăm că suntem interesați. E simplu. Adică, cum să zic, eu mai dau exemplu, inclusiv cu ceea ce facem. Noi mai dau exemplu ăsta. Uite, noi, spre exemplu, venim să facem lucrurile astea, nu doar blockchain. Blockchain-ul, de fapt, ce este? O bază de date. E foarte simplu. Eu, de multe ori, o exemplific o chestie de genul. Uite, Genesis, un momentul zero. Când se execută un cod de la un blockchain, indiferent cum îl numim, și luăm o sârmă dintre asta de rufe, bine, dau exemplu românilor, că pe afară aia cu sârmele de rufe stau mai... E o sârmă de rufe, da? Fiecare tranzacție ce e? Un cârlig. Cârligul respect, fiecare adresă. Emite ceva, e un tricou jos cu niște informații scrisă pe el. E cel mai bun exemplu, să zic așa, pe care oamenii pot vizualiza ce se întâmplă. Tot cârligul ăsta de rufe este încriptat de la început. Și nu mi se mai plimbă vine un terț și asumă identitatea, vine mi-a datele, diferă foarte mult. Ok, nu numim tehnologie. E o ecuație matematică, nu știu, un program, cum vrem să-l numim, nici nu contează cum. Există ceva mai sigur la momentul ăsta? Nu există. Există ceva demonstrat.
în care să se vadă că, nu știu, sau a reușit să se facă brute force, mă rog, să se obțină, să zic așa, prin putere de calcul, acces în Bitcoin, nu. Dacă Pentagonul X, Y, Z, nu contează, oricine altcineva ar fi fost în măsură să spargă și quantum computer, și că le știu și pe alea, inclusiv am un cont chiar pe profilul meu de Facebook, dacă nu mă înșel, chiar pusesem niște screenshot-uri din IBM Quantum Computers, la fel, care, în teorie, dar ar putea să spargă, să zic așa, tehnologia de criptare. Dar Quantum Computer, la momentul de față, iar e o știre, wow, Quantum Computing. Cum adică? Nu mai avem limite de timp, nu mai avem, totul e wow. Da, este wow, dar din păcate tehnologia la momentul ăsta este la nivelul unui calculator dintre la Casio de pe vremuri, de-l țineam pe birou, mă rog, cu baterii, adică pentru calcule simple matematice. Asta este realitatea. Că se poate sau că în viitor se va putea, nu-ți nimeni să pot răspunde la întrebarea asta, dar realitatea este puțin diferită de poatele ăsta. Că să nu uităm, lumea a dat de bun Y2K-ul în 2000, parcă a fost la 12 noaptea, gata, se duc toate calculatoarele și asumate de niște entități enorme. Și s-a găsit o soluție. Nu s-a făcut nimic, efectiv, atunci. Să vin serioși, că nu funcționau lucrurile chiar așa. Eram micuț eu, da? Și quantum computer, despre care vorbești, adică calculatoarele cuantice, da. Sunt sigur că, okay, mai sunt destui ani până să aibă ceva performanțe relevante și chiar și atunci când vor apărea, până atunci rețeaua Bitcoin se va securiza și mai bine, vor fi și mai multe noduri și calculatoare și sisteme care rulează rețeaua și probabil cineva dori să investească un astfel de calculator cuantic în rețea, îl va pune să asigure rețeaua, să mineze, asigurând astfel o rețea și mai sigură și nu va lupta împotriva ei. Pentru că va fi o nebunie că cu un prim calculator de primă generație să lupți împotriva lumii întregi. Este ilogic, irelevant și aberant. De-aia cer permanent, ok. Hai să avem puțin bun simț, puțină logică și realism. Nimic altceva, nu trebuie să fim genii, nu trebuie să fim experții, nu știu ce, dar hai să citim înainte și să încercăm să vedem lucrurile ca pe o tablă dintr-o asta de șah, dar să nu fiu eu participant. Că în momentul în care eu sunt participant, nu am cum să văd obiectiv lucrurile. Mai ascultăm știri și din altă parte, nu dintr-o singură sursă sau cei care scriu știri pentru multe like-uri și multe vizualizări. Știu. Tocmai, da, la asta noi luptăm. Să nu mai avem chestia asta și noi asta încercăm. Să avem un web și zona asta, da, n-am cum să mă abțin, trebuie să zic. Noi încercăm să venim cu chestia asta, să nu mai mergem pe web-ul ăsta emotiv. Ok, îmi dă cineva un like. Dar cum ar fi dacă mi-ar da cineva un like și mi-ar ceda din wallet-ul lui un megabyte din memoria lui? Oare s-ar mai da așa? La liber? Adică spui de fapt ca fiecare like să fie o resursă. Exact. Și să fie infinit. La fel ca și timpul tău, ca și, până la urmă, și cuvintele mulțumesc. Da. Pot să spun unul pe secundă, da? Mai mult de atât. Da, așa este, ai perfectă dreptate, dar uite că și aici, știi cum e, ok, avem telefonul, da, o să avem un wallet, avem un spațiu care oricum din ce în ce e mai mare și mai mare, nu-l mai folosim, adică ce obțin la mine telefoanele și deși îl folosesc extrem de mult, am din 512 gigabytes folosesc, nu știu, 200. Deci am o grămadă de spațiu. Ok, mi-aș permite atunci, sau și din calculator, avem un terabyte, avem. Dar totuși, să știi că în momentul în care dai ceva, efectiv,
nu e motiv că dau un like că au dat și alții. Sau dau un like că, nu știu, a dat, nu știu ce, tâmpenie, că multe oricum sunt tâmpenii, dar, mă rog, în momentul în care atunci ai dat ceva din resursele tale, i-ai arăta efectiv un suport și nu numai că ai dat, ai share-ui, ca cum erau înainte rețelele de bloc. Share-ui un megabyte de date, un peer-to-peer corect. Atunci, cum să zic, rețeaua aia e reală. Nu mai ai fake-uri sau. Și dacă ai fake-uri care își asumă, să zic așa, plata megabyte-ilor. Vorbim de zona asta de web funcțional. Ce puțin asta mai e de discutat aici, dar cam asta, cam acolo lucrăm. Abia aștept să ajungem să ne spui și despre Sourceless, să discutăm mai multe detalii. Noi am aflat despre proiectul vostru din diaspora, de la cineva din Anglia. Salutare, Dan! Salutare, Dan! Spune-ne acum, te rog, unde au fost acceptate, pentru că mulți văd că, sau percep, mai bine spus, că, nu știu, domnule, tehnologia asta, criptomonedele sunt așa făcute de ceva speculativ, încă nu au valoare practică, încă nu se folosesc. Din ce ai văzut până acum, din ce știi, din industrie, unde au fost acceptate, introduse, unde se folosește deja? Surprinzător, da, e o întrebare pe care, pe care încercăm să o... inclusiv noi să... E o întrebare al cărui răspuns încercăm noi să-l oferim prin fapte. Chiar este unul dintre lucrurile la care lucrez și avem niște soluții, o să încerc să le spun în partea a doua. Efectiv, se folosesc peste tot. Adică de la plăți, inclusiv poți plăti și în ziua de astăzi de la, nu știu, sume mici, dar acolo este puțin mai complicat deoarece există niște taxe și în momentul în care ți-ar lua cineva, nu știu, banii pe un bilet de transport în comun, nu știu, de troleibuz. Noi suntem constanțeni și, sincer, ne costă undeva la, nu știu, 2-3 lei să mergem pe o linie al unui troleibuz în Constanța, unui autobuz, mă rog. Dacă aș plăti cu cripto, s-ar putea ca taxele să fie puțin mai mari decât costul în sine. Nu este justificat. Mai avem o altă problemă. Chiar am primit un telefon acum aproximativ 3 luni de zile de la un tip din Sibiu, unde știm că sunt și cea mai importantă la momentul ăsta companie de cripto din România, sau să zic așa, și având un parteneriat pentru plăți împreună, cei de la Netopia. Cei de la Netopia, să fim sinceri, sunt prezenți pe piața din România de ceva timp, ca și procesatori de plăți. Carduri, plata cu cardul, plata cu telefonul, etc., ce mai au ei pe acolo. Tipul ăsta reprezintă un consorțiu de companii și au vreo 2000 de case și de apartamente în zona Clujului, majoritatea la vânzare. Și mi-a spus, băi, zice, uite, m-ar interesa, printr-o cunoștință comună, zice, m-ar interesa să pot să primesc plata în cripto pentru toate casele, apartamentele și zic ok, zic păi de ce nu te-ai dus, că na, era mai simplu să se ducă, chiar nu sunt contra, nu consider că nu facem același lucru, suntem pe, și mă refer la Aaron, suntem total pe drumuri diferite și chiar i-am zis, băi, dar ei chiar sunt pregătiți oamenii, adică din punctul ăsta de vedere, zic au cu Netopia. Era înainte de a prelua și a le da BNR-ul certificarea că pot lucra pe licența de imani. Și zice, păi am fost. Și mi-au cerut 7%. Zice, păi cum să dai 7% dintr-o casă de 200.000 de euro? Că înseamnă că mă ruinez, adică eu profit nu mai am deloc. Una dintre probleme. Și aici e vorba și de legislație, da. E vorba și de mai multe lucruri. Pentru că legislația, ce se întâmplă în ziua de astăzi, legislația din România
nu doar de la noi, mai sunt și alte țări, dar în special de la noi, nu te ajută să faci tranzacțiile, ci te dublu taxează. Odată pe cripto, 10% profit, da? Că știi cum e, trebuie acolo făcută, plus taxele pe care le iau de la celelalte, inclusiv comisioanele pe care le iau terci și așa mai departe. Deci soluția nici măcar nu este de a ne duce către terțe părți. Eu consider că soluția este ca tu, ca și ecosistem, să ai inclusiv înglobat, ca tu să poți să-ți asiguri, să zic așa, plățile cât mai ieftine. Adică să nu fie necesar să scoți la terți, că nu o să ai succes atunci. Mai mult, ce se întâmplă că avem fiuri la microplăți? Poate par așa o piață mică, dar e enormă piață. O să vedem astăzi și din ce în ce mai mult, oamenii plătesc cu cardul inclusiv 5 lei, 7 lei, funcționează repede, n-am bătăi de cap. E, pentru lucrurile astea e foarte dificil cât avem taxe. Dacă nu avem taxe, cred că lucrurile s-ar schimba. Deci sunt mai multe percepții. Unul dintre motivele pentru care am zis nu o să luăm taxe și foarte mulți mi-au zis nu-i posibil, n-ai cum, nu se poate, etc. Nu se poate. De obicei venită de la oameni care, mă rog, pertinenți, dar nu se poate, eu nu-l accept la modul ăsta, nu se poate, trebuie să fie argumentat. Păi, și la fel, o să revin la chestia asta, că este una dintre calitățile noastre cele mai mari. Deci, în ziua de astăzi, cu Bitcoin, spre exemplu, plătești prin afară sau, spre exemplu, cum este Bitmarket sau nu știu cum se numește, a lui Daniel Mihai. Da. Are o platformă tot așa de plăți. Sincer, nu am apucat să intru, văd exact ce are acolo, dar din câte am înțeles că tot așa acceptă plăți pentru diferite obiecte, să zic, din lumea reală. Mai mult, Statele Unite, Emiratele Arabe și alte țări, tranzacții de genul ăsta, să zic așa, importante, se fac fără nicio problemă. Să nu uităm că inclusiv sunt foarte multe bănci care îți deja poți să-ți faci depozite în Bitcoin, nici măcar depui Bitcoin, cumperi bani, că de fapt cam asta e tranzacția. Adică e atât de răspândită, doar trebuie să ne uităm. Că dacă dăm o căutare, chiar dacă nu avem cunoștințele necesare, ne ajutăm de Google și ne cam spune adevărul. Da, important este să avem codul ăsta un pic să căutăm, să fim un pic atrași în sensul ăsta și să nu stăm, nu știu, în lâncezeală, pe spate, lasă că nu se schimbă nimic în lucrurile, iată, în ziua de astăzi se schimbă așa, de pe o zi pe cealaltă și trebuie să fim în pas cu tehnologia. Poate nici nu sunt generația, unii din generația noastră și poate cei mai vârstnici un pic, nu suntem obișnuiți să căutăm, să-l întrebăm pe Google tot timpul ceva. Și atunci auzim o știre, l-auzim pe vărul sau pe vecinul care ne spune el că știe sau spune că, vorba ta, nu se poate, domnule, asta. Nu se poate să plătești cu Bitcoin fără să știe ce se întâmplă deja în lume, cum ai spus, în America, în Dubai și în multe alte țări. Da. Din păcate, da, avem, dar nu e o chestie, pentru că tatăl meu, 44 de ani, a fost electrician și tot i-am pus la dispoziție, mă rog, calculatoare ce erau puțin mai, nu mai erau pe placul meu sau nu mai puteam să le utilizez acum cum trebuiau și, sincer, s-a învățat să caute. E vorba de necesitate și e vorba de dorință. Pentru că chiar dacă la început stăm căutând o literă, o cifră pe tastatură, dar nu prea ne oprește cu nimic. Adică toată lumea se plângea, domne, s-a ars sau știu, biblioteca din Alexandria. Păi o avem la îndemână, de ce nu o folosim? Adică e o chestie simplă de făcut. În ziua de astăzi, cel puțin în România, suntem fericiții posesori ai
internetului, cred că dacă ieșim pe stradă și mergem, nu avem cum să nu găsim un wireless chiar open. Adică smartphone-uri, pe mine mă sperie ceva prima magazin de electronice, că zici că, adică nu găsești, dacă, mai ales dacă apare un model nou. Deci, clar avem cu toții acces la informații sau ok, nu avem noi, pe vărul ăla sau vecinul, cum ai dat exemplu, care zice nu se poate, bine, ok, caută atunci, întreabă. Să-i dăm o informație, o altă informație, înapoi un link către o altă sursă. Da. Și atunci, da, ajung la următoarea întrebare. Ce ar trebui să știe, să facă sau să se pregătească persoane precum tatăl tău, precum, nu știu, cunoscuții noștri, angajați sau antreprenori? În primul rând, să se informeze. Că nu cred că există nimic fără să citești. Indiferent că din cărți scrise, sunt unele și eu personal, pentru un începător, chiar aș recomanda Revoluția Blockchain. Și mie mi se pare una dintre cărțile importante să le citești, pentru că îți dă și exemple până la un anumit punct, că după trebuie să mai și știi, dar asta e să cauți pe Google, băi, dar ce înseamnă? Ok, poate nu m-ar interesa zona tehnică, că sincer nu e nevoie ca toată lumea să fie pregătită tehnic. Okay. Mai ales că în ziua de astăzi sunt și destul de multe platforme ajutătoare, inclusiv noi încercăm să punem un textul programming, tocmai să ajutăm, să venim cu o chestie, să nu trebuiască să fii genial în programare. Efectiv, doar ai instrumentele la îndemână, folosește-le. Deci, în primul rând, nu la modul ăla de educație. Am observat că mulți, când aud de educație, cred că și amintesc școala din copilărie. Aici e vorba, eu aș considera mai degrabă un must, o necesitate pe zona de cultură generală, nu altfel. Păi, uite, e o tehnologie nouă, toate lucrurile avansează, încep să se miște lucrurile în direcția asta. Poți să crezi, dar niciodată nu trebuie să te lași pe mâna nimănui, nici măcar a noastră, a mea și a voastră. Oamenii ne ascultă, e foarte simplu. Păi, ia să vedem, ăla e, și mă refer la mine, să nu, ăla e idiot, adică oricine poate să, da, chiar aș prefera să mă consider așa și să caute să vadă, bă, informația pe care el a dat-o este cea corectă și în momentul în care verifici și se validează anumite lucruri, da, atunci poți să te duci să spui, da, ok, omul ăsta are dreptate, dacă are dreptate, ia să mă duc să mă uit pe mai departe și să vedem ce înseamnă tehnologia asta și cum o poate ajuta pe mine. Ca antreprenor, ca business, ca orice. Păi, ok, nu mai trebuie să am, nu știu, o soluție, dau un exemplu, acum e, poate e mult spus. Nu știu, pot să, nu să mă duc și să investez neapărat că sunt antreprenor, dar să vedem ce soluții există pe zona de business. Ce înseamnă un smart contract? Ce înseamnă identitatea asumată? Ce înseamnă un filtru dintre ăsta de securitate făcut prin blockchain. Și aici vorbim de cu totul și cu totul altceva. Unul dintre lucrurile pe care noi discutăm chiar cu niște companii foarte mari la nivel mondial. Și da, pe toată lumea interesează zona de securitate, pentru că e o piață de 150 de miliarde de dolari sau 150 de miliarde de dolari numai pe zona de companii, cu accesul angajaților, pe zona de securitate și nu este povestea completă. Asta e ce am găsit din ultimii 2 ani de zile. Adică erau banii cheltuiți, cred că 2020. Atât a fost piața asta. Păi dacă blockchain ne-ar permite să folosim securitatea asta, păi nu cumva ar dispărea necesitatea soluțiilor de tip antivirus și care, mă rog, costă, ne mănâncă și resurse și așa mai departe, eu cred că da.
și cred că este o soluție ideală pe zona de securitate. Și deci, din ce am înțeles, asta vă propuneți să faceți voi sau de la ideea asta ați plecat? Da. Până acum cam asta, noi avem, chiar acum se împlinesc 8 luni de zile de când sunt în teste alfa, să le zic așa, că n-am o grafică friendly, adică inclusiv oamenii din echipă, lasă-ne, te rog eu, lasă-ne cu scrisul tău și cu paginile negre, în ghilimele de rigoare. Dar suntem în teste de stres, de atacuri și n-am avut nici cea mică problemă. Au inclusiv venite din exterior și cel mai mare punct, și o să fac publice rezultatele testelor, cel mai mare pic, cel mai mare punct, să zic așa, am avut din exterior, undeva pe la 1 miliard și ceva de atacuri pe, nu știu, pe oră, o chestie de genul, n-am putut să filtrez eu informații. Externalizat nu știu de unde, că nu știu, n-am de unde să aflu. Adică tot s-au forțat, inclusiv din punctul de vedere al atacurilor de tip Sibyl, 51%, adică alea de hai să iau, să-ți preiau controlul blockchain-ului și de la cele mai simple atacuri de tip DDoS la injecție de malware, etc. Nu se poate, dar se încearcă. Și inclusiv când încep să arăți valoare, ești exact ca o carne dintre asta proaspătă pe galantar, știi? Gata, acolo trebuie să... Până acum, da, noi asta ne propunem, să încercăm să oferim. Mi s-a spus să nu mai folosesc să încercăm. Dar eu, da, până nu ies public, nu pot să... E mea iurea. În ce sens? Toată chestia asta de... Eu sunt cel mai dur critic al meu. Tocmai de aceea și cu testele merg foarte greu. Că niciodată nu sunt mulțumit. De ce? Nu pot să-mi permit să ies cu ceva de care mi-am atașat inclusiv numele și să fie un eșec. Nu pot să permit, așa sunt eu. De aceea spun încercăm. Până în momentul în care eu nu am toate testele și nu sunt 100% mulțumit, nu pot să zic că suntem gata. Este foarte mult de muncă, consider că am făcut până la momentul ăsta ce n-au făcut alte exemple din piață în mulți ani și sunt mândru cu lucrurile astea, dar încercăm. Încercăm este în regulă să-l folosim atât timp cât ne referim la teste. Așa spunea și la facultate, încercări mecanice. Da, era, da, în ideea, da, de testarea materialelor, da? Exact la asta, exact la asta mă și refer, adică asta fac zi de zi, adică tot ceea ce încerci să scoți mai bun, să zic așa, nu poți să spui că este gata. Este o încercare. Adică, mă rog, dar acum facem semantică pe un cuvânt, scuze. Și mai o chestie la încerc, e cumva mintea se duce la încerc, în interiorul cercului și face același lucru fără să aibă un rezultat. Și atunci de asta, în loc de încercăm, mai bine să folosim testăm sau facem, știi? Cumva și asta era. Dar vorba ta. Deci e ok la încerca ca a testa, nu e ok atunci când îți asumi. Că voi încerca să țin un interviu cu Alexandru Stratulat sau să am o discuție, aia nu duce nicăieri încercarea. Da. Mersi. Sunt sigur că tu împreună cu echipa care o conduci faceți lucruri, nu doar încercați să le faceți. Și mai înțeleg din ce spui că... Deci voi încă nu ați scos produsul final, nu l-ați lansat, ci încă de 8 luni de zile lucrați la el și îl testați. Da. Sunt foarte multe necunoscute. Nu am mers pe niște căi, să zic, ușoare. Chiar de la început. Te rog, întreabă-mă. Nu vreau să trec ușor peste eforturile voastre și munca... De 8 luni și v-am văzut că lucrați și cel puțin sunteți activi și răspundeți la întrebări pe grupuri și în weekend-uri și seara. Și
ca să aduc discuția mai în zona pe stradă. Știi cum se întâlnesc doi... Da. Și eu sunt adoptat în București. Se întâlnesc doi bucureștieni și spun la, care, la a doua replică este bun, mie ce mi iese. Acum, da. Ce le iese oamenilor care vor folosi tehnologia voastră? Ce vor avea? Ce e... Cred că aici ar trebui făcut o mică definiție și mă antrenez la asta, că odată cu interviurile chiar mă antrenez. Adică e... vorbim de blockchain, vorbim de acele NFT-uri, la noi sunt WNFT-uri, pentru că e vorba de web NFT și sunt un lucru diferit, o să încerc să comprind cât pot de mult informația. Deci avem blockchain, avem WNFT-uri, avem distributed ledger tehnologii și avem căile de comunicare între toate astea. Ăsta este ecosistemul nostru super simplificat. Toate astea, de ce sunt legate? Distributed ledger tehnologii este ceva similar cu, și aici dau niște exemple care pot fi căutate, cu Filecoin-ul, Storj-ul, IPFS-ul, etc. Avem blockchain-ul cu tehnologia din spate și avem WNFT-urile cu o cantitate de informație care ne alocă nouă proprietate pe o anumită imagine, titlu, etc. Bun. Păi toate astea l-am luat și l-am, să zic așa, l-am unificat. De ce? Pentru că blockchain-ul trebuie să fie și este cu ledgerul, da? Dar aici e puțin mai mult în cazul nostru, vorbim de blockchain ca și așezare a adreselor, vorbim de WNFT ca și adresare de str.domains, ceea ce am spus, atât personale cât și business, cele personale fiind identitatea noastră, un certificat de securitate în care, dacă ne-am gândit la un buletin pe care l-am arătat sau cum îl arătăm când trebuie să facem validarea, da? Doar că, având în spate zero knowledge, se validează informația în interior fără a se ști ce informație este, doar pe niște criterii. Aici nu am cum să intru în detalii, că sunt foarte tehnice, dar se poate da un search, la fel pe Google, zero knowledge, și SNARK cred că e cel mai ușor, să zic așa, și de exemplificat. Bun. În spatele adreselor personale nu vor fi doar identitatea mea, că sunt o grămadă de lucruri de gen, dar vom putea să ne așezăm mediile de socializare, le vom putea valida împreună cu identitatea noastră. Vom putea să avem o pagină, să zic așa, de tip web, în care așezată sub, dau exemplu la mine, str.alex, și în spate am identitatea mea, chiar dacă e dată la privat, doar în momentul în care eu vreau, eu personal, Alexandru, nu eu, Alexandru, arhitectul Sourceless, dau ok, atunci se poate valida identitatea fără a arăta buletinul, prin tehnologia asta Zero Knowledge, de către terță companie care vrea să vadă că eu sunt white label și sunt real și ăla sunt, cine spun, pot să-mi așez. Dau un exemplu, zona de act de identitate, e private. O să-mi share-uiesc anumite acte. Tot așa, având cu o terță parte căruia eu îi dau acordul, aici nu există, mi-a luat surse datele, le-a vândut, că se vehiculează între 30 și 50 de dolari costă datele digitale al unui om pe web. Asta este suma, da? Nu, aici nu e vorba de așa ceva. Aici, efectiv, ceea ce am spus la început este palpabil. Fiecare om devine proprietar al bucății lui, nu doar că o spun eu, inclusiv un ecosistem, de a mergem către DAO, să lăsăm către toți oamenii. Nu putem să vorbim acum de DAO, dar acolo tindem. Doar atunci avem, cum să zic, descentralizare 100%. În momentul în care oamenii pot decide, sunt proprietari și nimeni altcineva nu mai poate să ia decizii în locul lor, și nici nu se întâmplă ca în alte părți să fie ăla care are pool
ăla validează tot și oricum lucrurile merg cum vrea el. Ca aia nu-i democrație. Bun, bun, bun. Ca să facem, ca să facem un pic un rezumat. Ce avem noi până acum este WWW, World Wide Web, da? Pe care știm să-l folosim. Cred că foarte mulți dintre noi, sunt foarte puțini care, nu știu, n-ar mai putea să acceseze. Ce vine să facă Web 3.0, care de fapt înseamnă World Wide Blockchain, dacă zic bine. Ok, da. Care sunt avantajele pentru mine, utilizatorul, da, ale acestui Web 3.0 și proiectul pe care voi îl... Bun. Odată, noi toate lucrurile astea le împachetăm într-un browser. Într-un browser și vor fi și niște extensii, cum sunt extensiile MetaMask, etc., da, care vor face două lucruri. În web-ul nostru, aici aș da un exemplu foarte simplu, cam ceea ce facem noi, aplicat la ceea ce poate au mai văzut oamenii. Se știe, grafic, dacă dăm o căutare, cum arată World Wide Web-ul grafic, plus Deep Web-ul și Dark Web-ul. Și o să vedem că e un iceberg. Vârful, adică www-ul, este deasupra apei, da? Cea mai mică cantitate, de desubt deep web-ul, baze de date, căi, etc. Ce noi nu vedem, dar nu prea ne interesează ca utilizatori, bazele de date efective, iar mai jos ce avem, dark web-ul. Bun. Noi ne referim la surse, zona noastră ca un norișor de stat deasupra icebergului. De ce? Vorbim de o identitate asumată, vorbim de lipsa în totalitatea malware-ului. De ce? Și aici vin foarte simplu, că e foarte mult de discutat, dar vin cu o explicație, zic eu, cea mai simplă posibilă. Noi nu venim cu antivirus, noi nu permitem existența nimănui care nu are un str.domeniu, ci inclusiv informația pe DLT-ul din spate. Dacă eu lucrurile astea le-am îndeplinit, adică identitatea asumată, făcut pentru cei care ascultă prima dată despre voi, ce este acest STR? Este STR Domains. STR-ul este ticker-ul de la token. STR Domains este, de fapt, un alt DNS. Exact asta este. Nu mai am IP-uri, nu mai am www-uri. Am STR Domains. Și în tot ceea ce înseamnă ecosistemul nostru, nu folosim nimic altceva. De ce? Folosim www-ul cum e la momentul ăsta, ni se permit prin găurile pe care le are și multiplele softuri aflate în funcțiune să penetrezi, să faci injecție de malware, să criptezi, să faci foarte multe lucruri prin însăși comunicarea ce se face prin limbajul HTTP și nu numai, dar suite asta. Adică www.janinalghenciu.com devine str. Punct numele pe care îl dorești tu. Am înțeles. Deci asta e... Și fără com. Și fără com. Fără nimic. Avem până la... Avem multe caractere de îndeplinit până ajungem la limită. Putem să punem .com, .ro, .. Nu contează. Dar nu suntem obligați. Singurul este prefixul str. Punct. Și după aceea putem să venim cu ce vrem, inclusiv cu simboluri. Încă nu suntem limitați de HTTP. Iar în cazul de mai devreme, cu care ai început descrind ceea ce faceți voi, înțeleg în cazul unui social media, precum Facebook sau ceva, contul care îl vedem acolo este garantat că este al cuiva și este un cont real. Da. Nu se vor mai permite conturi false, nu vei avea cum să le faci. Păi este exact ca orice tranzacție în blockchain, odată scrisă s-a terminat. Și nu ai cum să o păcălești, să vii să rescrii sau să vii să-ți asumi o altă identitate, că nu se mai poate. Nu mai poți să-ți ascunzi identitate, nu mai folosim căile vechi în care puteai să mulezi. În momentul în care tu vii și îți... Nu știu, cauți o adresă în browser, e efectiv vine și face validarea cu blockchain. Nu există, este ăsta, cantitatea de informație, wallet-ul meu cu care m-am conectat, este ăsta, da, atunci e unic. Asta putem să facem doar cu blockchain.
Nu mai poți să-ți ascunzi identitatea, însă poți să-ți protejezi datele card, le protejezi, sau CNP. Le protejezi automat. Toate vin cu un grad de protecție, de asta folosim Zero Knowledge. Se vede ceea ce este necesar să fie public, tranzacția X, Y, Z, că sunt publice și este normal, dar nu se vede identitatea noastră în mod public. Dar autoritățile, dacă vor avea nevoie că X persoană, str.x, a făcut o ilegalitate sau ceva, în momentul ăla vii și se poate duce către terțul care a făcut validarea chicului și AML-ului și verifica identitatea adresei str.x. Okay. Deci, Da. Și ca să înțeleg și un alt aspect foarte bine este faptul că dacă acum pe www, eu scriindu-mi datele, ele rămân și le poate folosi oricine, prin proiectul Sourceless, controlul e la mine. Și datele mele... 100%. Și datele mele... 100%. Ok, da. 100%. E foarte important. Am avut niște discuții cu ceva cunoștințe ale mele și mi-au zis ce să-mi facă dacă mi iau datele respective și dacă mi le iau, ce se întâmplă? Nu e așa. Și aici dau un exemplu foarte, foarte, zic eu, elocvent. Ce se întâmplă cu cineva care are parte de bullying pe web? Rămân cu probleme. La noi parcă, hai să zicem că nu e atât de răspândit sau poate nu-l vedem noi atât de răspândit, da? Dar ne uităm spre Statele Unite, ne uităm spre alte țări care, să zic așa, nu știu, au problemele astea mult mai grave. Ce se întâmplă în momentul în care avem un furt de identitate? Ok, și asumă cineva identitatea ta și, cum de altfel se întâmplă, și nu știu, a face diferite lucruri negative. Vorbim de furtul de identitate care din 2000, aproximativ în ultimii 10 ani, a fost cea mai răspândită infracțiune la nivel mondial și a avut nu știu câte triliarde de dolari au fost gen pierderi, adică o enormitate. Ok, nu m-am lovit, ce să-mi facă? Da, eu cred că în anumite cazuri poate chiar nu contează, dar în alte cazuri, de ce să nu trăim într-o lume? Eu văd că din ce în ce web-ul mi se pare mai nesigur. Cam asta a fost principiul meu. Deci, numai prin ce ai spus acum, este deja un moment în acela de what? Ai spus de pierdere de triliarde când în presă se spune atât de mult că s-au furat prin blockchain sau s-au pierdut sume de sute de milioane sau niște miliarde. Adică comparația este de 10 ori mai mare, cel puțin. Da, acolo nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat aici. Acolo au fost greșelile de obicei ale echipelor. Nu există altă scuză. Eu sunt sau ale oamenilor neinformați care și-au dat cheile, care și-au spus... Acolo e altceva. Nu, mă refer în proiectele din ce știu eu că au avut parte de penetrări în sistemele lor, acolo este vina lor 100%. Faptul că oamenii au pierdut din wallet-urile lor, eu am spus-o de mai multe ori, că și eu primesc întrebarea asta. Noi încercăm să soluționăm foarte multe probleme, dar nu prostia. Aia n-ai cum, adică, băi, puțin bun simț, băi, ok, dar de ce? Responsabilitate. Dar de ce? Pentru că dacă tu ai avea un teanc cu bani, hai să vedem lucrurile. Ok, eu nu știu că cineva, că n-am pățit-o niciodată, deci nu știu. Poate să vină cineva să-mi deschidă ușa la mașină cât sunt, nu știu, în PECO. N-am pățit-o niciodată. Dar sunt eu scuzabil că am lăsat ușa descuiată? Este identic și la fel. Lăsăm la o parte, scoatem blockchain. Și portofelul pe scaun în dreapta. Adică, să fim serioși, da, eu mă gândeam la teancul de bani, știi, pe scaun okay. În dreapta. Da, scuze. Adică e o chestie dintre asta, băi, ok. Deci ai în portofel, ai sume enorme,
Dar nu ți-ai bătut și tu capul, nu să vezi cam care-i treaba. E, mie mi se par niște lucruri un pic răutăcioase, fără a fi cinic sau... Așa mi se par mie. Sunt un pic răutăcioase, însă tot acum, mai ales că toată piața este în scădere, dar bineînțeles, cine cui îi place să arunce cu noroi sau să arunce numai știri negative spune că doar cripto a scăzut. Nimeni nu se uită că și bursele au scăzut și ele cu 50, 30, da. chiar și cu 80, 60, 80%, multe dintre ele. Și spune multe. Doar, domnule, că cripto ți-l fură și dacă ți-l a furat, nu mai poți să faci nimic. Acum suntem siguri că vor rămâne destui cetățeni care vor rămâne legați de banii fiat și vor vrea să fie salvați de stat, dar vor trăi din ce în ce mai greu, că uite ce se întâmplă cu inflația, uite ce se întâmplă cu veniturile și cu toate celelalte. Dar hai să revenim la, că am mai stat câteva ore de vorbă, să revenim, că așa am promis, la Sourceless. Da. Și sunt foarte, foarte curios. Sunt foarte multe lucruri și la noi, chiar vreau să pregătim și în perioada următoare niște update-uri destul de mari și inclusiv pe zona de cu ce teste am făcut, cu ce teste, adică o să vin cu mai multă informație, deși am bătăi mari de cap pe zona tehnică, să cred că o să vin separat eu cu un white paper tehnic, că tot am zis că îl fac pe zona tehnică, pentru că sunt foarte mulți oameni care întreabă, ok, am înțeles, tu ai, deși am mai mult de 80% din cod este pe GitHub, au venit niște tipi și mi-au zis, bă, Alex, nu se vede. Da, zic, ok, stai că intru acum. Adică, da, uite cod. Păi da, dar știi, adică sunt 37.000 de fișiere, mă rog, unele mai mici, unele mai mari, nu asta e importanța, dar cum e acum câteva sute de ani bune, te executau dacă spuneai că pământul e rotund. Adică, nu mă miră și asta e și o chestie de... E normal. E normal la fel. Oamenii să fie sceptici. Sourceless. Am primit tot... Chiar am primit niște chestii, doamne, succes cu implementarea. Din ce mi-amintesc eu de la o prezentare a voastră că mai faceți? Deci faceți așa. Da. Un alt internet, în loc de www, va fi STR, da. Și mult mai sigur, care nu permite virusii și, da. Alte nici alte programe de rău intenționat. Big malware. Da. Big malware. Mail? Incorporat, pentru că acolo nu mai avem alte domenii. Atunci o să fie un chat peer-to-peer bazat pe blockchain, adică sincer, chatul este doar o rămurică, e ceva scos, okay. Adică efectiv din wallet-ul meu îți scriu direct către str.bonan. Wallet-ul tău, deci veți avea și wallet. Da, e obligatoriu wallet-ul, de ce? Pentru că nodurile, noi avem nodurile micuțe bazat pe tehnologia Zero Knowledge Snark, o variantă de Snark, nu este Snark-ul simplu și automat noi avem acolo niște noduri validatoare de 1 megabyte, capacitate maximă. Deci nodul validator la noi nu are 1 terabyte, nu se duce, nu crește în timp, nu este bazat pe, face ca niște poze de sus așa și le poate face la infinit, fiind tot o poză, aia rămâne cu aceeași dimensiune. Dimensiunea maximă fiind 1 megabyte de dat. Mă rog, asta e pe, știu că pe înțelesul tuturor. Și automat noi trebuie să avem wallet-ul nostru, iar fiecare wallet va conține un nod validator, full validator. De aceea noi suntem obligați să ieșim cu wallet-ul nostru și în același wallet o să avem zona de chat, adică nodul efectiv, în nod și cu WNFT-ul va fi, ca și proprietate, va fi str.bogdan, care îi trimite lui Alex, uite, hai să ne vedem în seara asta la ora 7. Și poți să-mi trimiți ca și text și atunci vorbim de comunicare str.bogdan cu str.alex. Același are rolul de e-mail. Ulterior, da, o să-l upgradăm, dar la momentul ăsta o să fie
bazat un chat, să zic așa, un text-to-text, un chat. Avem și un modul de voce, dar acolo e mai complicat, chiar nu este domeniul meu și încă căutăm oameni care să stăpânească zona asta de încripție voce și încripție voce pe DLT e puțin mai complex. Încă mai avem de lucru. Dar în prima fază, da, o să avem zona de e-mail, dar acum noi folosim arond și domeniu, fiind foarte multe domenii. Uh-huh. Și trebuie să știi apartenența, aici nu va mai fi cazul. Domeniu este un str.de la str. Domeniu, de fapt, ești tu. Și atunci vorbim domeniu la domeniu. E un lucru puțin diferit. Și atunci nici nu mai trec printr-un third server, nici nu mai am nevoie de alte resurse, efectiv, o poză, dacă ne share-uim, vorbind acum la mod viitor sau textul respectiv, eu efectiv ți-l iau și ți-l trimit ție în telefon, existând doar la mine în telefon și la tine în telefon. Cam așa. Ca o fereastră, ca și cum am avea noi aici o foaie și fiecare scrie ce are de făcut, doar între noi doi. Este partajarea asta. Cam ăla e serviciu. Bun. Să zicem că în momentul ăsta eu am înțeles mai de mult, dar mă pun și în locul celorlalți. Am înțeles despre ce e vorba. Mă interesează faptul că este mai rapid și faptul că îmi protejez aceste date, da? Ok, și vreau să ajung la voi. În momentul ăsta pot să ajung direct sau mai este o perioadă de tranziție până rezolvați? Da. Noi avem plan să ieșim public. Cu public mă refer inclusiv să începem zona de beta și chiar o să inclusiv voi o să fiți invitați ca mulți alții care au muncit și s-au documentat și au înțeles destul de lucrurile, inclusiv din băieții, tot din domeniu, care erau și pe la eveniment, unii mai sceptici, unii mai puțin sceptici, tocmai pentru că vreau ca oamenii să poată să vină în varianta beta și să facă toate testele cu mânuța lor. Uh-huh. Asta este lucru sfânt la noi români. Chiar dacă și atunci vor mai fi critici, dar măcar știm că putem să trecem la nivelul următor și anume de implementare la un nivel mai mare. Uh-huh. Noi la momentul ăsta avem membri înscriși, inclusiv în domenii. Poți merge pe site, avem pe site-ul Sourceless, avem inclusiv o zonă de înregistrare, pre-înregistrare a unui str.domeniu, pentru că inclusiv ăsta știu că pentru unii oameni poate fi un business. Ok, mă duc acum și cumpăr un str. Nu știu, ciocolata rom, da, un exemplu, da? Și ei pot face un business. Nu suntem împotriva lucrurilor de genul. Trebuie să, adică ne ducem către open source, nu vrem să ținem la noi, ci către decentralizare. Adică e normal să nu limitezi, dar la momentul ăsta, ca și nivel de tranziție, noi încercăm să fim și cross-chains, adică să permitem toate, asta sperăm noi, acum putem să implementăm deja în 3. Solana, chiar dacă a dat erori în ultima perioadă, îi luasem în calcul pentru că mi se păreau că chiar fac niște lucruri interesante. Au niște erori, dar eu cred că o să se rezolve în timp. Sper, de fapt, nu cred, sper. Vorbim de cei de la Polygon, care au mers cel puțin pe zona de NFT-uri și sunt super prolifici și chiar mi se pare foarte tare faptul că lasă mintuirea fără taxe, în anumite condiții, bineînțeles, dar este un lucru care și eu cred cu adevărat și încercăm să scriem că o să avem în fiecare blockchain ce va permite existența NFT-urilor, chiar dacă o să facem un upgrade și vor avea o altă denumire, contractul în sine. Până în toamnă noi o să ieșim cel puțin cu o versiune beta, o să o prezentăm noi în prima fază, iar în perioada imediat următoare, eu sper să putem să fim fully functional până în sfârșitul anului, termen foarte realist și inclusiv încerc să mă duc cât pot eu de există dificultăți și
Avem o tonă de lucruri de făcut și din păcate mai trebuie să, spre exemplu, acum, după ce termin cu voi, o să trebuiască să plec la București dimineață, plec la o întâlnire cu cei de la Camera de Comerț Elvețiană, o să fac și niște poze. La ei se numește Digital Chambers of Finance and Blockchain. Adică au făcut și am o întâlnire cu unul dintre membrii boardului, sunt patru, cei care au făcut o digitalizare și îi interesează să plece pe zona asta de digitalizare, chiar pe forma asta de super domeni. Bine, probabil că vor vrea să nască altfel, dar găsim un numitor comun. Fantastic. Și avem pe 12 întâlniri, sper să fie cu... Nu sper să fie cu succes, că va fi, că tot am discutat Zoom-ul, Skype-ul, etc., dar să n-am probleme cu avionul, că am înțeles că acum e cam problematic și ținând cont că venim oameni de pe toate continentele la întâlnire, e puțin mai complicat. Fantastic, mi se pare fantastic și felicitări încă o dată, Alex, și vouă și echipei. Și apropo de echipă, dacă ne poți spune un pic și despre echipă, e doar din România sau spuneai de pe mai multe? Oamenii care au venit și la echipa pe care ați văzut-o, inclusiv sunt mai puțin doi dintre oameni, pentru că nu tot timpul, mai puțin doi dintre oameni din prima prezentare a echipei, aceștia doi au plecat pentru că, ca în orice colectiv, pot apărea inclusiv disensiuni, probleme, doar că eu cred că nu mă consider șeful, nici măcar lider. Nu am capacitățile astea, nici nu, ținând cont că mai mult de 95% lucrează efectiv cu mine pentru a ajunge să îndeplinim niște task-uri și nu sunt acolo pentru bani, niciodată nu aș putea să le impun lucruri. Suntem acolo să îndeplinim un țel comun. Uh-huh. Îl îndeplinim, e meritul tuturor. Nu consider nici că sunt șeful, nici că sunt liderul, nici că sunt... Chiar de multe ori eu le și spun că singurul motiv pentru care sunt, inclusiv în discuția cu voi, este că cineva trebuie să răspundă în tot ansamblu și pe mai departe. Totuși, oamenii ăștia care ne-am strâns să îndeplinim țelul ăsta sunt din diferite și văd bucățele din informație, că fiecare este pe domeniul lui și sunt niște oameni extraordinari în totalitate. Dar ca în orice echipă, și aici o să revin, din păcate unii mai și pleacă, unii nu-și îndeplinesc atribuțiile, în cazul unora ne înșelăm, oamenii nu sunt nici chiar atât de sincer precum ar putea să pară și totuși pentru buna îndeplinire a ceea ce avem de făcut, uneori chiar trebuie să mă transform, să zic așa, măcar într-un nu șef, mi se pare oribil cuvântul, cel puțin din prisma mea, că nu asta, chiar nu cred în lucrul ăsta. Nu există. Omul care lucrează în industria descentralizării urăște a fi șef, detestă să fie șef și lider, dar m-aș fi așteptat la asta. Nu, da, ideea, adică pe bune e, ok, vin eu și îți spun gata, bă, nu știu, probabil un comportament de ăsta, eu la seamănă cu o chestie dictatorială. Adică eu vin și zic, bă, gata, de mâine îmi faci nu știu ce. Mintea mea, lucrurile astea nu funcționează. Consider că suntem aici să facem un lucru. Dacă nu vrem să-l facem, e super simplu. Consens. Adică... Consens, fiecare pe drumul lui. Da. Cred că Janina era curioasă să întrebe dacă toți sunt români în echipă. Majoritatea sunt români, majoritatea. Mai avem și pe zona de development. Mă ajut într-adevăr sunt niște tipi pe care am avut șansa să-i cunosc de ceva timp din Pakistan. Sunt extraordinari, sunt trei băieți care au adus un aport destul de mult, cel puțin pe zona la ceea ce înseamnă browser. Este specializarea mea și nu am lucrat, adică nu sunt cel dintre toți. Faptul că trebuie să învăț și că
îmi doresc și că încerc să găsesc cele mai bune soluții. De-aia am și spus titulatura mea, ok, fondator, cum a venit mie prima idee. Pentru mine nu reprezintă nimic asta cu fondator și titulaturile. Consider că sunt arhitect de sistem pentru că toate lucrurile trebuie să funcționeze într-o direcție. Mm-hmm. Și soluțiile pe care eu le pot găsi, cred eu că sunt, la momentul ăsta, vedând tot ansamblul, cele mai bune. În afară de cei trei din Pakistan, avem și doi, unul dintre ei, doi tipi asiatici, unul dintre ei la facultatea din Yokohama, o chestie de genul, cu care chiar sunt în discuții destul de aprofundate. Mai avem încă pe cineva din, și încă un tip asiatic, dar nu știu sincer țara exact, okay, că nu l-am cunoscut niciodată, dar la următorul eveniment or să, dacă o să fim în continuare împreună și lucrurile, rezultatele vor fi cele pe care mă aștept să le avem, până la momentul ăsta sunt ok, dar până la proba contrarie, adică eu sunt și un pic mai critic așa. Bun, deci proiectul, cu alte cuvinte, proiectul acum este într-o fază prenatală, da? Intrauterină. Urmează să... un MVP. Asta este, deci, inclusiv acum, noi putem să facem testele tehnice din orice punct de vedere. Problema este interfața cu utilizatorul și problemă. Nu este o problemă. Task-ul imediat următor, interfața cu utilizatorii și implementarea programelor de AI. Mai mult aștept patentul și tot fac referința la el pe limbajul nostru similar Solidity. Și aici mă refer la Ares, în care am depus patentul și mă aștept până la sfârșitul lunii să-mi iasă și patentul pentru un soft care va putea fi utilizat să corespondeze similar Solidity cu blockchain-ul, fără a avea nevoie de alte terțe softuri, adică Go, Python și așa mai departe. Un patent nou? Eu din ce știu, da. Voi aveați deja un... Păi l-avem pe ecosistem, pe tot ecosistem explicat exact cum mi l-am spus. Software-ul din spate, adică similar Solidity, eu nu pot să folosesc Solidity cum fac alții. Îl iau și redenumesc. Nu. De ce? Nici proof of stake-ul nu l-am așa cum îl știm. N-am funcțiile de acolo. Execut aceleași funcții similare, doar că a trebuit să modific tot ceea ce înseamnă glosarul de termen, funcțiile și să le pun cumva pe ceea ce creăm noi. Și pentru că ți-a scăpat proof of stake, veți avea... Parțial proof of stake, dar nu în standard. Cred că denumirea corectă este proof of existence. De ce? Pentru că fiecare nod validator este un nod care există și conține cantitatea respectivă de informație. Deci, comunitatea validează. Noi suntem trei. Tu, Bogdan, îmi trimiți mie, deci tu ești senderul, eu sunt receiverul. A terța persoană este validatorul sau witness-ul. Totul este bazat pe existență. Existăm, suntem în rețea, suntem conectați toți trei. De fapt, ce se întâmplă? Gândește-te de la triunghiul ăsta de validare. Ăsta este un mic pool instantaneu creat pentru ca noi să validăm o tranzacție cu un megabyte de dat. Cam asta e, de fapt, pe foarte scurt. Dar acum, cu patentul de la Ares, o să iau și o să fac și update-urile vis-a-vis de ceea ce validăm noi, pentru că este deosebit de ce există în piață. Bineînțeles, explicat cu toată schema și logică și ecuația din spate, cea care ajută la validare. Aveți resurse să depășiți o eventuală iarnă economică? Sincer, nici nu ne pasă. Și acum o spun, nu o spun la modul urât. Da, ne descurcăm din toate punctele de vedere. Nu am Lamborghini, am un Golf, n-am de când să-l schimb, dar da, suntem pregătiți, de la început am fost pregătit. Chiar dacă e una dintre poveștile de băieții de la marketing, m-au omorât cu ea.
Sunt pasionat de mașini, de mașini performante. Nu de mașini luxoase, de mașini performante. Și am avut înainte un Audi A8, un motor foarte, o mașină foarte puternică, un motor mai deosebită, să zic așa. Și acum aproximativ 2 ani de zile, primită de la un apropiat și unul dintre primii susținători și backers din proiect. Pentru la un moment dat și spun, nu mai am bani, îmi trebuie bani tocmai. Adică o chestie pentru proiect. Eram încă într-o fază extraordinar de dificilă și ok, păi și ce facem? Zic, eu îți vând mașina. Nu e sănătos la cap, adică, băi, zic, eu îți vând mașina că îmi trebuie bani, pe bune. Și chiar am și făcut-o, bine, cu acceptul lui, bineînțeles, că nu era trecută pe numele meu. Dar vreau să zic că, din toate punctele de vedere, sursele merită toate sacrificiile. Și chiar mă bucur că și în jur, și chiar sunt foarte sincer când o zic, că mă bucur că în jur sunt niște oameni, nu știu ce au văzut la mine sau la proiect, dar chiar niște oameni care îi simt așa, că strup și suflet. Adică să primești telefoane, Alex, ce mai e de plătit? Cum mai avem? Ai nevoie? Adică... Pentru că și cred în proiect și cred și în tine. Și asta e un lucru foarte important. Da, e atât de tare încât, sincer, noaptea mă pun în pace și noaptea. De obicei spre dimineață, dar mă rog, mă pun în pace și mă gândesc, băi, tu îți dai seama ce responsabilitate ai tu? Pentru că dacă mi-ar spune, ok, când ne listăm, că vreau și eu să-mi scop banii, atunci responsabilitatea inclusiv a mea ca om ar fi fost, ok, m-a listat, ăsta e prețul, du-te, vinde. Da, e piața liberă. Dar în momentul în care vezi că oamenilor le pasă, oare responsabilitatea ta nu crește exponențial? Crește. Dar oare crezi că Edison avea o mare responsabilitate când și-a propus să inventeze becul sau energia electrică să devină mai ieftină decât lumânarea? Nu, dar totuși cred că și anumite accidente, ce se întâmplă, eu oricum sunt un control freak, așa ca om, adică încerc să văd, adică probabil că ați văzut la eveniment, adică chiar încerc să fac tot ce e mai bine. De multe ori ajung și eu la epuizare, că sunt om. Uite, acolo s-a cunoscut că ai încercat. Da? Da, corect, corect. Bun. Chiar dacă eu nu văd lucrurile așa, nu le văd că sunt vreun mare inventator, nu le văd, nu pot să mă compar, adică chiar ar fi greșit să zic Edison, nu știu, Einstein, etc., eu cred că ar trebui timpul lăsat să le demonstreze. Și chiar și atunci. Nu, eu nu cred în irresponsabilitate în tot ceea ce facem. În momentul în care devii irresponsabil, nu știu, ați văzut cumva, mică paranteză, dar ăla, mi se pare, ați văzut ultimul video sau, și dacă nu l-ați văzut, îl avem postat pe grup, că na, fiecare mai avem și alte treburi. Ultimul video postat pe grup și pe Facebook și pe unde l-au mai pus băieții, cel cu forma aceea cubică care se desface și arată ecosistemul. Bun. Dați un ochi. Și se termină cu un citat. Și citatul sună cam așa. With great power came great responsibilities. Semnat Spider-Man. Serios, deci este un citat din seria Spider-Man, dar chiar mi se pare real. Păi, cum aș putea eu să, nu știu, cum aș putea eu să-mi asum faptul că vin toți oamenii ăia sau faptul că oamenii, adică mulți dintre ei au și alte joburi și vin efectiv cu banii de acasă și mă întreau, băi, Alex, ce e de plată? Sau, nu știu, avem ceva de plată? Nu neapărat, cum să zic, sunt dispuși din toate punctele de vedere să ajute, să contribuie. E, tocmai că atunci gradul de responsabilitate, cred că și la Edison s-ar fi schimbat
cred că s-ar fi schimbat și multe alte cazuri, inclusiv dacă ar fi avut în jur oamenii pe care i-am eu. Nu știu, consider că sunt foarte multe lucruri pe care le-aș putea spune despre cei din jur, sau nu consider nici că sunt cel mai mare inventator, consider doar că cred că pot oferi, adică așa, un kit de reparație pentru web. Nici Satoshi Nakamoto nu a fost un inventator sau unul foarte mare, el sau grupul respectiv. Dar prin faptul că au pus la oaltă, la un moment, în momentul potrivit, câteva tehnologii, au revoluționat lumea sau au pornit o nouă revoluție. Sunt sigur că și în cazul nostru. Pentru cei care sunt convinși de proiect sau acum au aflat, aud prima dată de proiect și vor să investească, le place ideea, cum o pot face? Știu că urmează să fiți listați pe CoinMarketCap. Nu, pe CoinMarketCap suntem listați, chiar și cu un preț, adică suntem ok. Ok, și de unde pot să cumpere? Există momentan, și o criptomonedă? Momentan avem un initial exchange offering pe la token și imediat în perioada următoare, până undeva între 20, aproximativ în jurul datei de 20, eu sper să se miște destul de repede exchange-urile, o să fim listați pe cel puțin 1, iar până la sfârșitul lunii, sper că și pe al doilea, cex-uri de tip Tier 2. Nu pot să le spun acum, pentru că de fapt avem vreo 7. Doar că vreau să vedem cu cine e cel mai bine să pornim. Sunteți în discuții cu mai mulți. Cei interesați să urmărească CoinMarketCap, acolo avem, sigur va fișa. Avem contractele doar de trimis și încheia deal-urile, adică suntem deja, doar că vreau ce e mai bun pentru proiect. Pentru că și acolo volumele nu sunt chiar cele cinstite, în toate cazurile membrii activi, sunt mai multe criterii de care trebuie să ținem seama. Și noi avem nevoie de adopție, nu de volume doar ca să dăm bine. Ok. Și pentru cei care vor să, nu știu, să mai citească mai multe, să mai afle, unde vă pot găsi, pe ce grupuri, pe ce... Pe sourceless.io. Și cred că, nu cred, sunt sigur, pe pagina de community avem absolut toate canalele noastre oficiale, toate. Uh-huh. Și înainte de orice, inclusiv în eu, sunt adeptul întrebărilor. Uh-huh. Nu te grăbi, nu te grăbește nimeni, până la urmă, și dacă cumperi a doua zi și nu cumperi astăzi, așa a fost să fie, nu trebuie nimeni să se grăbească, inclusiv nu sunt adeptul prefer să răspund la toate întrebările și oamenii chiar să cântărească. De foarte multe ori răspund eu la întrebări. Nu că am extraordinar de mult timp liber, dar chiar vreau să oferim tot ce se poate, inclusiv ca și comunicare, pentru că nu am cum să pun pe oricine să răspundă la orice întrebare. Adică exact imaginea de ansamblu, încerc să ofer tot ce se poate mai bun și mai corect. Și chiar îi încurajez să ne întrebe, să intre, să ne întrebe, să dezbatem fără nicio problemă. Lăsăm în comentarii adresele și link-uri către sursele oficiale. Da, mulțumim, mulțumesc mult! Mulțumim și noi, Alex, și ne-am întins de la povești până dimineață, pentru că este fantastic ceea ce ne spui tu și pe lângă, să zicem, informațiile tehnice pe care oamenii le pot, iată, afla și de pe link-urile pe care o să le lăsăm, am vrut cumva să scoatem un pic în evidență și cine este în spatele proiectului, da, și anume Alexandru, și cum este el, cum poate vorbi, uite, și în afara un pic a datelor tehnice și să ne povestească un pic și pe înțelesul tuturor, care este și scopul canalului nostru. Așa că mulțumim încă o dată, Alex, să ne vedem cu bine, uite, în toamnă, când spuneai de spre versiunea beta, da? Că am putea chiar să... Chiar e o propunere imediat în,
în cum avem o zonă dintre asta, chiar poate facem împreună, să zic așa, o testare și cu niște explicații, că noi nu prea fac lucrurile astea și eu chiar vreau să le fac. Adică da, să explicăm oamenilor cum să zic, uite, ăsta e domeniul, uite ce am zis, uite ce se întâmplă, uite cum, adică, da, suntem... Sună foarte bine. Da, este excelent și cu siguranță cei care ne-au ascultat astă seară și cumva au prins un pic ideea, ori să dorească să vadă chiar cum se face sau chiar cum pot să ajung să văd. Și mi se pare ideea foarte, foarte bună. Punem la cale și facem și acest lucru când spui. Mulțumim încă o dată! Mulțumim pentru informații, mulțumim pentru prezență și te lăsăm să te odihnești ca să ajungi din timp la aeroport. Acum mă urc în mașină și plec. Adică nu mă odihnesc. Nu, trebuie să plec dimineață. Și eu vă mulțumesc mult. Mulțumesc și că ați fost la eveniment și, bineînțeles, la următorul și la următorul și tot așa. Să ne vedem cu bine, Doamne. Salutări și urmăritorilor și chiar dacă sunt întrebări, chiar dacă ulterior discuției noastre, cu cea mai mare plăcere, încercăm să le și răspundem. Dragilor, mulțumim frumos! Ați urmărit încă al doilea podcast în care am avut invitat, pentru că ne dorim să avem cât mai multe informații care să ajungă la voi, așa că un like, un subscribe, dacă vreți să aflați mai multe informații, puneți toate întrebările posibile în comenturi, o să răspundem la ele, răspunde și Alex fără niciun fel de problemă. Alex, încă o dată mulțumim! Cred că România are un cuvânt mare de spus în domeniul. Am văzut recent statistici cum că o mare parte din români, cam jumătate sau două treimi din român nu l-am reținut, dar era un procent semnificativ din românii cu acces la internet, au deținut sau dețin sau se gândesc să dețină criptomonede. Dar deținerea de criptomonede este doar un pas. A înțelege tehnologia și a ne informa, cum a spus și Alexandru, a ne informa despre ce urmează, este, cred că, mult mai important. Mult mai important. Ne vedem, să ne vedem cu bine. Toate cele bune! Salut! Salut!